ziua sau în dimineață, toată lumea. Astăzi aș vrea să discutăm câteva cuvinte despre ceea ce se cheamă, haideți să-i spunem, căsătoria și ceea ce înseamnă pentru unii căsătoria. Practic, este acea chestie în care, teoretic, două persoane se iubesc, se duc în fața altarului și își pun jurămintele. Jurămintele care înseamnă la bine și la rău să se prețuiască pe vecie, să nu se înjure și să se apere unul pe altul până când moartea vă va despărți. Mai pe scurt. E. Și acum să luăm fiecare în parte. Până când moartea vă va despărți. Dacă este ceva de genul, mă, te-am luat ca să te ucid. Știi? Deja e o pângărire a jurământului. Adică, dacă mai stăteam mult pe pământ, mă duceam eu, știi? Bun, trecem mai departe. La bine și la rău. La bine, toată lumea știe cum e. La rău, te înjură. Ce-a scos fac, bră? Parcă zici că... Ai văzut cum fac preoții când dau cu cruce și cu aiazmă pe oamenii posedați? Așa dau și ei cu înjurături. Și... Să se prețuiască. Păi te-am luat, da? Ești... Așa, mai șters, mai nu știu cum. Tu te de aici și te... Fac cum vreau eu, știi? Și uite, așa ajungi la sfârșitul vieții, după ce măsorul tău se termină, după ce celălalt te-a înjurat, te-a pocăit, te-a părcănit, te-a făcut harcea-parcea. Știi? Cu înjurături. Femeie, de ce nu dai mâncare arsă? Pentru că vreau să te ucid. Sau mi s-a ars mâncarea, sau mă știu ce. Femeie, de ce ai stricat mobila sau televizorul? Pentru că nu mai sunt la modă. Fă și tu ceva. Știi? Și uite, așa, la sfârșitul vieții, ajungi, hai să-i spunem, în purgatoriu. De ce am ajuns în iad? Că am făcut bine pe pământ. Păi cum? La bine m-ai luat, dar l-ai apreciat pe celălalt. Știi? Practic ai fost între doi. În viață nu se poate între doi. Îl iei pe A sau B. Ca să fie bine și pe pământ și în viața de apoi. Răspunsul e că dacă vrei așa ceva, te-am luat pe tine, dar nu te apreciezi și te apreciezi pe tine, nu ai cum. Practic, prea corvie, înșelăciune, drăguială, hai să-i spun. Pângărirea a jurămintelor de căsătorie, a nașilor care au fost mințiți. Vă iubiți? Mamă, și ce ne iubim! Știi? După care, după ce unul dintre ei, până când moartea ne va despărți,
Este ceva de genul în felul următor. Bine că te-ai dus, frate, că mă duceam eu înainte și îmi făceai tu colivă, dar eu nici că nu fac nici colivă și nici pomeni. Și mai era chestia aceea, 1-0 pentru mine, știi? Am rămas în viață, tu te-ai dus în pământ ca fraierul, sau ca fraiera, sau ca prostul, sau ca proasta, știi? Și iată ceea ce înseamnă pentru unii taina Sfintei Căsătorii. Și nu uitați pe lângă această chestie s-a mai adăugat și un pic de picanterie cu nașii, adică ceva de genul în felul următor. Hai să spunem așa. Parcă mi-ar fi drag o anumită persoană sau persoana care vorbește sau așa și mi-aș lua nași pe nașii lui, știi? În gândirea lor, da? Ar fi ceva de genul în felul următor. Și ne-am vedea la nuntă, botez, căsătorie și tot timpul, mai ales dacă este și la servici, e și mai bine pentru mine, că e numai bine. Știi? Bun. Și deja ai ajuns la o întreagă poveste de înșelăciune. Și la sfârșitul vieții, după ce îi se termină unuia sau celuilalt, ce am ajuns în purgatoriu? Iată deci. Păi, pentru că mi-am luat nașul cu tare ca să mă văd cu nu știu cine. Înțelegi? După care, dacă i-a reușit faza, o să înceapă și cu faza cealaltă. Păi îți recomand eu nașul acesta ori pentru căsătorie, ori pentru botez, că la mormântare n-ai naș, ai un traș. Așa. Și iese ceva de genul din ceea ce ți-a auzit acum. Practic, o întreagă pângărire a jurămintelor de nuntă, prea curvie, drăcuială, hai du-te încolo, că bine, dă-te dracu că ai murit, știi? Mai ieși în post, știi? Bine că ai murit, că mă duceam eu înaintea ta, dar să știi că nici măcar colivă nu-ți fac și îmi dă pomană nici atât, ce-o faci singură tu cu al tău luntraș, știi? Sau singur, sau singur, sau mai știu ce. Multe persoane vor rămâne absolut șocate de ceea ce am zis. Și să nu uităm în chestia cu nașii. Și aș mă vedea cu tine și la muncă, și la botezuri, și la toate alea, la petreceri. Mamă, cu metri de cu metri, știi? E, nu e chiar așa. Anumite persoane, în momentul de față, o să spună că este groaznic. Că nu a făcut o criză de nervi acea persoană care i s-a pregătit așa ceva. O altă persoană va spune că acea persoană care gândește așa ceva este nebună, dar sunt, este erezetică, sau cum vrei să spui, erezie.
Dar realitatea este că sunt și astfel de persoane care gândesc așa ceva. Practic spune ceva de gen. Și de-abia aștept să-l iau de soț și nu știu ce. Pe cine? A întrebat? Nu a întrebat. Iar pe naș. Păi el. Nu e el. E el. Eu sunt mireasa. Eu am decis ca dumneavoastră să fiți nașul. Știi? Adică vrea să conducă, sau el, vrea să conducă în familia respectivă. Știi? După care, dacă tot îmi este bine că m-am căsătorit cu cine trebuie pentru mine și nu știi dacă celălalt chiar te iubește sau e ceva de genul, du-te dracu, că mai aveam eu să mor și te duceai tu. În loc să te duci tu un coșciuc și nici cu olivă și nici pomană nu să-ți fac ștucul untrașul pe lumea cealaltă. Înțelegi? Ce vreau să zic? Este o chestie, o nebunie a unora. Și o să zic, da, trebuie să am fost eu și am decis și am făcut și am dres. Și dacă vă place acele persoane din acea familie, e foarte simplu. Te vei vedea la cum e 3 de nuntă, botez și tot ce vei. Iar acum, dacă ți se pare ciudată acea chestie, o să spună foarte multe persoane. Și nu a avut o criză de nervi? Și nu a avut o, hai să spunem, nu l-au dus la ospiciu, la spitalul de nebun, la ce mai vreți voi? Nu ți-a dat pumn în gură? Nu ți-a dat un glot în cap? Eu cred că da. Dar iată ce v-ați, iată ce au decis anumite persoane în viață. Și pe care la sfârșitul vieții spune, vin o să spun ce a fost bunicul pe pământ pentru bunica sau mai știu eu cine. Sau ce a fost soția actuală, defunctă, mama copiilor mei sau ai tăi sau mai știu eu ce, știi? Chestii din acestea. Și uite așa, ajungi la cazanul cu moală și începi să ții. Pentru că sfânta și jurământ tu, pentru căsătorie nu mai există. A fost doar o pângăreală, o preacurvie, o nemernicie, o cumetrie. Punct. O noapte plăcută în continuare. A, și încă ceva. Și încă nu ați vomitat de așa ceva? Să vedeți mâine dimineață. Unii vor asculta și vor mânca. Sau nu vor putea să mănânce și să vedeți. Alții o să zică, n-am avut nicio treabă.